3 minute și jumătate au trecut din primul sfert al derbiului campionatului în Liga Națională de Basket. Se întâlnesc primele două clasate. Suntem la Cluj, în BT Arena U, Oradea, 7 la 10 cu posesie pentru clujeni. Oradenii au început foarte bine, au marcat primele două coșuri de 3 puncte. Acum Clujul în revenire cu 2 puncte înscrise de Nandor Cuti. Oradea în roșu cu 14 victorii consecutive și un meci foarte greu la Cluj, acolo unde a pierdut de fiecare dată în acest sezon. 2 puncte de la Chris Richard. 12 la 9 pentru Oradeni. Eu sunt Emil Hosulongi, jurnalist TVR. Vă salut pe toți. Vă invit cu mică întârziere la această partidă. Excelentă pasă pentru coborârea pivotului Craina. 2 puncte de la nou venitul în tabăra campioanei. Cristian Craina a finalizat 14-9 și acum coș de 3 înscris de Tarolis. 2 triple la rând pentru Tarolis și acum o intercepție a lui Cuti, pasă pentru pic, coș valabil pentru Richard. Patrick Richard înscrie după ce este faultat, greșeală personală, Eduard Petrescu. Foarte bun jocul la intercepția lui Nandor Cuti și end one, aruncare suplimentară pentru Patrick Richard, cel mai important jucător al Clujului. De altfel, este duelul celor doi Richard, cel mai bun marcator de la Oradea, Christopher Richard, cel mai bun marcator de la Cluj, Patrick Richard. 3 puncte acum și Clujul este în avantaj. Aduce mingea Chris Richard pentru Watson. Cei doi jucători naturalizați. Greșeală personală Cuti. Puțină lume în BT Arena. Dacă nici la derbiul campionatului nu se umple măcar jumătate de sală. Aruncă, ratează. Craina a recuperat imediat Clujul. Cuti. Cuti lasă pentru Planinici. Foarte tare duelul pivoților. Planinici, semicârlig ratat. Aruncare scurtă, minge recuperată de Nicola Marcovici. Marcovici, Richard, Craina, Watson și Petrescu pe parchet pentru campiona României. Două titluri consecutive reușite de Oradea. Lupt acum pentru al treilea. 14 victorii consecutive. Cea mai bună serie din istoria clubului oradean, egalată după 75-60 cu Sibiul etapa trecută. Recordul aparține sezonului 2012-2013. Cu un succes aici, Oradea are un nou record de victorii consecutive în prima divizie. Faultat Planinici pe recuperare de Craina. Cristian Craina, un croat născut în Osijek, venit luna trecută de la VF Riga. L-a faultat pe Planinici, cei doi croați în luptă directă. 4 minute 40 de secunde din primul sfert. Meciul al șaselea în acest sezon, în toate competițiile între cele două formații, s-au întâlnit în prima fază a campionatului, în prima fază în FIBA Europe Cup. Și în Cupa României, în a doua fază în FIBA Europe Cup, în a doua fază a grupelor, o competiție în care Clujul merge mai departe după victoria obținută în sferturi cu Bayreuth. Urmează returul și o șansă mare de calificare în semifinale. Două libere pentru Daryl Peake, jucător venit de la Vareze, acum o lună și jumătate. Se scrie pe amândouă. Pic reușit 17 puncte în ultima victorie din campionat, 95-69 cu Steaua. După cum arată ierarhia
Ligii Naționale și rezultatele, vom avea clar un duel pentru titlu între cele două combatante din această partidă. A aruncat Watson, nu a ratat, luptă mare, la recuperare câștigată mingea de Cuti. Fault Markovic la Keron Johnson. În penalizare, formația orădeană, două libere pentru Keron Johnson. Schimbări la Oradea. Greșește Keron Johnson. Are 75% la libere în acest sezon, cu 3 puncte sub procentajul echipei. ...18-14, cea mai mare diferență înregistrată în favoarea clujenilor. Richard pasă pentru Craina. Craina și Planinici. Craina aruncă și marchează. Două puncte pentru jucătorul care a făcut colegiul în Statele Unite. Trage de 3 Tarolis, ratează. Contraatac purtat de Broussard. Reprimește în 0 grade Broussard. Așteaptă. Este pe teren Vlad Rareș Marinău, cu numărul 2 la Oradea. Intercepție reușită de Broussard. Excelentă pasa pentru punctele înscrise de Nicola Markovic. Primul coș al belgrădeanului. 18 egal. Ambele echipe cu procentaje bune la aruncările din acțiune. Peste 75%, minim 75% la două puncte și 40% la triple. Și din 0 grade ratat de Tarolis, a marcat primele două triple, a ratat următoarele două aruncări. Acum încearcă să înscrie, dar nu reușește. Marinău recuperează Broussard, care greșește ținta. Keron Johnson. Cuti. Planinici primește. Planinici își face loc cu corpul și înscrie două puncte. Primul coș al lui Darko Planinici, cel mai important jucător al clujenilor. Broussard. Frumoasă pasa lui Markovic pentru coșul lui Craina. Încă două puncte de la Craina, are 6. Fault Markovic la Tarolis, două libere pentru jucătorul lituanian. În prima parte a sezonului, Clujul a câștigat în această arenă cu Oradea 89-82 pe 26 octombrie. Richard 20 de puncte, 5 pase de la Cluj. Richard de la Oradea 23 de puncte. Revanșa a avut loc pe 14 decembrie. Oradea s-a impus 82-74 de asemenea. Principali marcatori cei doi, Richard. A urmat duelul din cupă. Pe 10 februarie, finala câștigată de Cluj pe teren propriu cu Oradea 68-61. A fost a treia finală de cupă ratată de orădeni și a patra cupă câștigată la rând de Cluj. Frumoasă trecerea. Pasă pentru Valeica, faultat. Arturas Valeica, faultat de Carlo Jganeț. Mi se pare capac aici, mi se pare că a avut mâna doar pe minge.
Ganeț. Sunt două libere pentru Valeica. Cel mai bun trăgător de la mare distanță al orădenilor. Un punct Valeica. Vine și al doilea, egalitate. Lei roșii prezenți în tribune, în cea mai frumoasă și mai mare sală de sport a României. Șganeț lasă pentru Keron Johnson, mai departe Richard, Patrick Richard, Keron Johnson, pasă decisivă, da, pentru Rareșuță, primul coș înscris de pivotul român din Târgu Mureș. 2,11 m, Rareșuță are 3 puncte și aproape 3 recuperări în medie pe partidă. 24-22, multe puncte marcate în primele 10 minute. Oradea are 84 media de puncte pe meci. Ucluj are 88,5. Brusar, două libere. Aproape 12 puncte înscrie pe partidă. Jucătorul venit din campionatul Poloniei. A câștigat titlul în sezonul precedent. Titlul cu Anvil. Ratează, recuperează Valeica, faultat pe aruncare și el două libere, Richard, greșeală personală. Recuperare ofensivă reușită de puternicul jucător lituanian. Și 5-24 pentru Oradea. Încă jumătate de minut din acest prim sfert. Keron Johnson aduce mingea. Îl apără Marinău. Johnson pentru pic. De 3, Ganeț. Lungă aruncarea. Prinde Christopher Richard. Richard a jucat foarte bine împotriva Spaniei. Primul meci din preliminarele Eurobasket 2021. Înscrie acum pe pătrundere Chris Richard. 6 puncte pentru el. E coș valabil înscris de Rareșuță. În ultima secundă a aruncat pivotul Clujului și a stabilit scorul 26-27. UBT CSB Oradea. Urmărește și pariază live pe toate evenimentele importante. Pariază live acum. Unibet. Înapoi în BT Arena. Acolo unde vă spuneam că s-au întâlnit cele două echipe. Și în FIBA Europe Cup și în finala Cupei, Clujul a câștigat 4 din ultimele 5 finale de Cupa României. Anul trecut a câștigat Sibiul, o specialistă a Cupei. Ultimul titlu la Cluj a venit în 2017, an în care clujenii au câștigat toate trofeele interne, Supercupa, Cupa și titlul. Apoi a urmat 2 ani la rând în care s-a impus în competiția internă CSM, CSU Oradea. Și echipele care ne-au reprezentat în ultimii ani cel mai bine în competițiile europene. Oradea a reușit cea mai lungă serie de meciuri din
competițiile continentale într-un sezon. 20 de partide a avut echipa condusă de Cristi Achim. Clujul a jucat deja 15 meciuri în acest sezon. Urmează partida cu numărul 16, returul din Germania. În cazul în care se califică atunci cu Cluj, va intra în primele 4 din această competiție. Start în sfertul secund, prima posesie pentru Cluj. Keron Johnson până la capăt. 2 puncte înscrise de Keron Johnson. E primul coș din acțiune reușit de jucătorul american născut în Florida. Chris Richard pasă pentru Zekovic, înapoi la Richard, care marchează. Inspirat Zekovic să-i paseze înapoi shooting guardului de la Oradea, Christopher Richard. 16,5 puncte pe meci în sezonul precedent, acum are 13,6, o aruncare ratată de 3 puncte. A fost Jganeț. Marinău nu obține nimic, nu se descurcă acolo în fața defensivei gazdă. Pasă bună lui Richard, Keron Johnson de la Jganeț. Liber Keron Johnson, 2 puncte. Cel mai bun pasator al formației din Cluj. 5,2 pase decisive pe meci. Zekovic. Este foul jos, nu e coș valabil. A doua greșeală a lui Rareșuță. Ușor fluierat acest fault. Intră cu numărul 22 Ștefan Grasu, este mezinul celor două formații. Pe 16 februarie face 17 ani, e născut în 2003. Pătrunde, aruncă, marchează Aaron Broussard. Este un timeout. Un fault tehnic, cred, fluierat împotriva orădenilor. Greșește aruncarea Patrick Richard. E cel mai bun aruncător de libere de la Cluj. O liberă și posesie. Johnson. Ștefan Grasu. Din nou Keron Johnson. Foarte mobil. Stop, shoot, coș valabil. Faultat în momentul aruncării de Broussard. Ia să vedem dacă el e. Nu, este, cred, Marinău. Trei puncte de la Keron Johnson. Valeica. A intrat și Sean Barnett. Fault Keron Johnson la Broussard. Spațiul de 3 secunde, Valeica, apărat bine de Grasu, reprimește de la Zekovic, se întoarce Valeica, ratează, dar acolo este Sean Barnett, care marchează după fault. Foul coș reușit aici. Cred că arbitrii
au văzut o împingere din spate. Cristi Achim a împlinit deja 10 ani pe banca orădenilor. O veșnicie dacă ne raportăm la ce se întâmplă în sportul românesc, la nivel de jocuri. Barnet, 3 puncte și pentru el. Keron Johnson, ora de la conducere, 34-33. Derbiul campionatului. Prima partidă din grupa roșie. Turul va fi la Oradea. Fiecare echipă a câștigat pe teren propriu în cele 5 dueluri disputate până acum. A căzut rău Brusar după contactul cu Planinici. Poate continua fără probleme Aron Brusar. Intrat pe teren, repune acum Kalnichenko. Planinici. Planinici și Craina. Nu, și Zekovic. E foarte greu să te ferești de coatele lui Planinici. Iată aici, l-a lovit după ce îl depășise Planinici pe Zekovic. Un duel sârbo-croat contundent. Aruncare de 3, Kalnichenko ratată, prinde Zekovic. Arbitrii fluieră fault la Planinici. UBT deja în penalizare. Are 4 greșeli de echipă. Perfect, aruncă Aron Brusar, ce înscrie, 5 puncte pentru el. Lideri Tarolis, Keron Johnson și Christopher Richard, câte 8. Kalnichenko. Richard. Stop shoot. Mingea nu intră, e recuperată de Planinici. Foul coș. Darko Planinici, irezistibil în spațiul de 3 secunde. El poate să facă diferența într-un asemenea meci. Este un duel foarte echilibrat. Mihai Silvășan, antrenorul principal al Clujului, antrenor coordonator este Dușko Vujošević, care a împlinit 61 de ani pe 3 martie. Watson. Zekovic. Pătrunde de Zekovic, găsește pasa pentru aruncarea lui Eduard Petrescu. Pierde această posesie orădenii și faultează. Barnet a primit greșeală personală. Este prima a lui Sean Barnet, un basketbalist care a jucat un sezon la Cluj 2014-2015. Watson și el
plecat de la Cluj și trecut la Oradea. Tarolis. Faul jos, două libere. A jucat la intercepție Aaron Brusar, a dat peste mână lituanianului. Schimbat Brusar, 36 egal, două libere pentru Donata Starolis. Are un procentaj uluitor la aruncările din acțiune de 2 puncte, 76%, mai mare procentajul cu 5 unități decât cel de la libere. 2 puncte Tarolis, 38-36, niciun timeout până acum. Intră la Oradea Markovic și Cristian Craina. Alături de ei, Watson, Richard și Petrescu. Aruncare de 3, ratată de Chris Richard. Minge recuperată de Patrick Richard. Doar 3 puncte are cel mai bun marcator al Clujului din acest sezon. Cuti, Planinici. Patrick Richard, faultat pe aruncare, două libere. Intervenție neregulamentară a lui Jordan Watson, numărul 4. Trei libere, a fost aruncare de 3. Este primul timeout al partidei solicitat de Cristi Achim. Clujul, spuneam, a jucat 15 partide în FIBA Europe Cup, a trecut de un tur preliminar cu Rahoveci, două victorii, apoi în prima fază a grupelor, două victorii cu Sodertelje, două cu Balkan, o victorie, o înfrângere cu Enisei Krasnoyarsk, calificare în faza următoare, acolo unde a împărțit victoriile cu Oradea și cu Smoky Minsk și a reușit de două ori să câștige cu Ironii Ziona din Israel. O victorie splendidă în deplasare împotriva unei formații extrem de puternice. Apoi 83-82 cu Bayreuth, locul 11 din Bundesliga. Medi Bayreuth învinsă la Cluj. Returul va fi în Germania. Clujul aproape de cea mai bună performanță europeană din ultimii mulți ani. Calificarea în practic Final Four-ul FIBA Europe Cup. Performanță pe care a mai reușit-o acum câțiva ani Energia Târgu Jiu. A terminat chiar pe 3 acea competiție. Euro Challenge se numea atunci. Puncte Patrick Richard. Repede Orădeni ajung să finalizeze, dar ratează. A recuperat Tarolis. Acum Patrick Richard la jumătatea sfertului. Este 14-9 în acest moment. Scorul în favoarea clujenilor în sfertul al doilea. Primul încheiat de Orădeni cu un punct în plus. Cuti pătrunde și marchează. Nandor Cuti.
cel care n-a fost convocat la echipa națională. S-a invocat faptul că nu are multe meciuri în acest sezon, în care a fost accidentat. În acea situație, Bobe Nicolescu de la Orădeni și el accidentat, și Tudor Fometescu, doi jucători români importanți ai orădenilor. Marcovici faultat. De Planinici. Nicola Marcovici. Trecut și el prin Polonia, a jucat la trei echipe. patru recuperări mediile lui în acest sezon, aproape 3 pase decisive pentru jucătorul de poziția 4. Ratează libera, prinde Planinici și e sancționat Craina cu fault. Foarte ușor se fluieră faulturile în acest meci. Iată, ambele echipe în penalizare la jumătatea sfertului. Clujul are deja 16 aruncări libere. Precis, Planinici. Odihnit acum pivotul croat. 7 puncte, 2 recuperări pentru el. Cu Cluj la plus 7, Oradea în posesie. Richard. Craina. Petrescu. Marcovici. Marcovici își protejează aruncarea și e precis. 2 puncte, Nicola Marcovici, și din nou timeout cerut de data asta de Cristi Achim, de Mihai Silvășan. În finala cupei câștigată 68-61, Planinici a fost cel mai bun jucător al învingătoarei. 17 puncte, 6 recuperări la Oradea. Richard, 16 puncte, 7 recuperări. First defense, because now they go and they pull something. First one, we go man to man and we play 10 defense, how they cross. You take Watson from Petrescu, da. That means you will go, okay? You will go and trap, okay? From Petrescu. What? Flash four, like this? No, it's not Darko anymore. I want the flow. I want flow. I want head five till the end. I'm out! 1, 2, 3, let's go! Din nou în acțiune, cu posesie pentru Ucluj. Richard arată schema. Pasă pentru Tarolis. Ratează aruncarea Tarolis. A recuperat Marcovici. Petrescu. Înapoi pentru Marcovici. Watson. Watson apărat de Cuti. A jucat bine la intercepție Tarolis. Nu a fost Kalnicenko. Tarolis a pierdut mingea pe contraatac. Marcovici greșește această pasă. Ce aiure a scos mingea
Și acum pasă la Aleu! Este faza meciului. Cuti pentru Donata Starolis pe acest contraatac. Extraordinară coordonarea dintre cei doi. Aleu reușit de clujeni. La plus 7 UBT. Marcovici. Pătrunde Marcovici. Leia frumos. Două puncte pentru Marcovici. 7 în total. Devine al doilea marcator al echipei. Starolis are 12 puncte. Richard. Aruncare de 3 ratată. A fost Kalnichenko. Acum Watson. Faultat. Greșeală personală. Carlos Ganeț. Două libere pentru Watson. Nu știu, Ganeț a fost. A fost Starolis. Revine Daryl Leon Peake. Jucător tânăr, pe 2 februarie a împlinit 24 de ani. Jordan Watson, 80% la libere și 69% la aruncările de 2 puncte. ...46-43... Cuti... Patrick Richard... L-are acolo pe Jganeț... Cuti aruncă de 3... Cuti... Fault Watson... La Starolis... Două libere Starolis... Din nou timp de odihnă în BT Arena. First offense. It's 5 down. Craina. First offense is 5 down for Craina. They're in goal, must pick up the ball. Guys. Please. You go like this, you receive the ball. Eddie. You go to set this back screen. This screen. Clean. For Craina. It is clear. Clean screen. After that. You come here. Da? Please, try to put the ball inside. Craina, play. Jucarie one against one. Da. Nicola. Hey, but yo, wait on that screen, huh? Wait for the screen. Good screen. Pass the ball inside. Space let's go, let's go. Out. After that, go back man to man. I'm wait. 1, 2, 3. Three. Asta e faza meciului până acum. Pasa de aleiup a lui Nandur Cuti. 68% Clujul la aruncări de 2 puncte, 60% Oradea. Campionii stau mai bine la procentajul triplelor, doar 2 coșuri de la mare distanță pentru fiecare echipă până acum. În condițiile în care avem multe puncte înscrise. Curtă aruncarea lui Starolis, recuperare ofensivă, Daryl Peake, Richard, Cuti, aruncare deschisă, scurtă, a ratat tripla, 2 din 10 pentru UBT Cluj de la mare distanță, Chris Richard, Marcovici, Marcovici până în coș, dar greșește aruncarea. A prins Starolis. A patra recuperare. E coș valabil. Patrick Richard finalizează cu fault. Craina a faultat.
7 puncte Patrick Richard. A revenit Barnett. Patrick Richard a schimbat prefixul în ianuarie, are 30 de ani. Cât ori venit în luna mai anului trecut de la Reggio Emilia. 50-43, aceeași diferență de plus 7. Intercepția lui Cuti după pasa greșită a lui Markovic. Fault, Valeica, două libere din nou. Zganeț la linia de fault. Greșește Zganeț, nu are niciun punct până acum, nu are nicio recuperare, nicio pasă decisivă. Are doar două faulturi. Sparge gheața. Carlos Zganeț, primul punct, 51-43. Cea mai mare diferență din acest meci, plus 8 pentru formația câștigătoare a Cupei României. Câștigătoarea Cupei împotriva campioanei. Cupa din 2020 și campiona din 2019. Aruncare de 3 ratată, recuperare ofensivă, Broussard, excelent, s-a descurcat acolo și a reușit să bage mingea în coș. 16 recuperări pentru Oradea, 15 pentru Cluj. O recuperare ofensivă transformată în puncte. Timeout Mihai Silvășan. 5, remember circle, LJ, Putin. We set up like this, but we don't play circle, we play this. Okay. 96 de puncte în prima repriză. Din punct de vedere ofensiv, cifre foarte bune. Asta și pentru că au fost multe libere. 32 de libere aruncate, 21 de Cluj, 11 de Oradea. 26 de puncte au venit de la linia de faul. Doar 4 coșuri de 3 puncte. 22. 14 coșuri de 2 puncte, Clujul 15, Oradea. Un singur jucător cu minim 10, Tarolis, 13 în imagine. Richard. Ultimul minut al primei reprize. Tarolis. Patrick Richard. Markovic în fața lui. Tarolis. Perfect. A aruncat dezechilibrat, dar a reușit să pună mingea în coș. 15 puncte Tarolis. Și să vedem dacă vom avea 100 de puncte în această partidă. Mai e nevoie de un coș din acțiune sau de două libere. Aruncare de 3, airball, Broussard. Mai puțin de 8 secunde, timp suficient pentru Cluj să ajungă în poziție de finalizare. Patrick Richard. Richard. Stop și de 3. Richard ratează și se termină prima repriză. 53-45 este scorul după 20 de minute. Un sfert secund câștigat de gaz de 27-18. Ne întoarcem în BT Arena după aproximativ un sfert de oră. Și acum, repriza a doua, cel mai important meci din basketul românesc,
duelul dintre cele mai puternice formații este în favoarea gazdelor. După primele 20 de minute, UBT conduce CSM Oradea 53-45 după un prim sfert adjudecat de campioana României. A urmat cu 27-18 al deținătoarei cupei și de la acest scor intrăm în repriza a doua. 15 coșuri de 2 puncte pentru fiecare echipă, 2 triple pentru fiecare echipă. Diferența s-a făcut la libere. 17 din 21 transformate de Cujeni, 9 din 11 de Oradea. Egalitate la recuperări, câte 16, 9-8 la pase decisive în favoarea Clujului, care are și 6 intercepții față de doar 3 ale oradenilor. Clujul cu doar 3 mingi pierdute, Oradea cu 6. Prima minge este a campionilor, care sunt cu Richard, cu Watson, cu Valeica, cu Barnett și cu Zekovic în teren. Watson faultat de Keron Johnson. A treia greșeală personală a point guardului american. Keron Johnson în acest moment 8 puncte. Johnson, Planinic, Pic, Tarolis și Cuti pe parchet pentru Banca Transilvania. Valeica, Watson, pasă în colț, aruncare deschisă, coș, coș de 3 puncte, Dragan Zekovic. La a doua triplă în acest meci, Zekovic și în primul sfert. Tarolis. Să vedem răspunsul Clujului. Nu vine la aceeași intensitate, dar Planinic obține mingea după o recuperare ofensivă. Tarolis, aruncare deschisă de pe picioare, coș! Tarolis! Este perfect. Jonathan Tarolis. 18 puncte are Tarolis. Watson. Richard cu Keron Johnson, obligat să se apere la jumătate din capacitate Keron Johnson de cele 3 greșeli personale. Și Christopher Richard înscrie cu panoul, 10 puncte pentru el, este primul jucător orădean care marchează minim 10 puncte și al doilea al meciului. Tarolis, end-off cu Cuti. 4 secunde de atac, 3 secunde, Cuti pătrunde. Cred că atinsese și parchetul cu piciorul. După ce sărise, era oricum de abatere de pași. Watson. Accelerează Watson, l-a scăpat Cuti acolo, revine Cuti. Watson. Se eliberează Chris Richard. Richard pătrunde înapoi Watson. După nou, Chris Richard, 2 puncte. A mers mingea, excelent pentru orădeni. Se cere ștergerea parchetului. Nandor Cuti, 12 puncte la eficiență, 6 puncte înscrise, 2 recuperări, 4 pase decisive. Tarolis pentru Planinic. Foarte greu de apărat Planinic. Nu intră mingea în coș. Arbitrul fluierase faul la pătrunderea lui Keron Johnson. Zekovic, greșeală personală, a treia.
Ratează Keron Johnson. Au 5 libere din 22 irosite. Grijul cu un remarcabil 78% procentaj de echipă. Un punct. Keron Johnson. Grijul la plus 5. Barnett a oprit dribblingul. Valeica cam o batere de pași acolo. Dar Valeica, Watson, care pe step back, atată, recuperează Daryl Big. A fost campion mondial la 1-19, Daryl Big, într-o formație în care evoluau Jason Tatum, Josh Jackson și Brunson, toți trei jucători în NBA în acest moment. A dat peste minge Chris Richard lui Keron Johnson. Atacul merge mai departe pentru alb-negri. Johnson. Putinu. Pasa lui Johnson este pentru Planinic. Blocat pe panou, dar cu fault de Valeica. Niciun capac până acum. 23 de minute jucate. Fanii universității supărați după înfrângerea echipei de fotbal. Greu cu fotbalul la U, mai ușor cu basketul. Echipa a câștigat deja trofeu în acest sezon și e în cursă pentru titlu. După liberele lui Planinic, 59-52, pardon, Barnett. Valeica. Zekovic. Valeica. Trage și marchează Arturas Valeica. 6 puncte, 3 pase decisive pentru jucătorul lituanian, venit de la Priena în 2017. Zekovic și Planinic, o ținere reciprocă. Arbitrii dau fault împotriva orădeanului. S-au ținut amândoi. Ori lași faza, ori dai dublu fault. Zekovic, a treia greșeală personală înlocuită. Intră Nicola Marković. Johnson, Guti, Keron Johnson. Coață în fața lui. Aruncare de 3 cu faul. Aruncare de 3 transformată de cel mai bun jucător al gazdelor, Donata Starolis, care ajunge la 21 de puncte. A fost fault nu pe aruncare, fault furat în spațiul de 3 secunde. E coș valabil, fault făcut de Valeica. Coșul este valabil și e posesie pentru UBT la Ninici. Îi lasă lui Keron Johnson. Guti. Guti nu reușește să pătrundă, îi dă peste minge. Christopher Richard și forțează această schimbare de posesie. A intrat Craina, pasă excepțională, dar capac! Un capac reușit de Tarolis după acea pasă dată pe la spate. O fază foarte frumoasă în BT Arena din Cluj. Planinic. Au încălzit și spectatorii.
marchează incredibil Vlahnic după ce reușise pirueta. Marković, Watson, Barnett, Marković își ridică adversarul, pătrunde Marković, pasă decisivă! Cristian Craina înscrie. A debutat la seniori la Šibenik după ce a făcut colegiul în Statele Unite, Mount St. Mary. Keron Johnson locuit de Patrick Richard. Jucător la Badalona și la Maccabi Rishon LeZion, campionatul Israelului. 3 secunde, Vlahnic. Minge pierdută de UBT. A cincea. Richard. Reușește aruncarea Craina. Ganeț, Karolis, Karolis aruncă, ratează, Barnett împinge mingea, dar acolo este Karolis, trage Patrick Richard, coș! 35-56, coșul la cea mai mare distanță de campion a României. Timeout evident, Cristian Kim. Urmărește și pariază live pe toate evenimentele importante la Unibet. Bucură-te de spectacol și închide-ți pariul când dorești. Pariază live acum. Unibet. Unibet, our biggest problem. Look. First set, it's down, down for B. So, Nicola, you are here. Chris, you are here. B, you are here. Craina, you are there. After that, you set screen for Jordan. If it's not possible, you come here, you play side pick with... If you can pass to him inside, you pass to him. Just if it's not possible. One, two, three! L-am auzit de Cristi Achim. Foarte important acest meci pentru Oradea, echipa care luptă pentru prima poziție, se află pe prima poziție în grupa roșie și vrea să aibă avantajul terenului pe toată durata play-off-ului. A ținut Daryl Peake pe Sean Barnett. Păstrează posesia Craina, aruncă cu mâna stângă, ratează, urmărește și înscrie. Rebound ofensiv și două puncte. Cristian Craina. Big, Richard, Big, trage de 3 și scutură plasa! Aaron Leon, Big, 10 puncte plus pentru UBT. 3 minute 20 secunde, Chris Richard răspunde cu aceeași monedă. O triplă a lui Richard, are 15 puncte în acest moment. Thank you.
Ioaneț. Big. Top shoot cu panoul imprecis. Recuperat Chris Richard. Deci acum depășește ușor Beșgan, care faultează. Treia greșeală de echipă a clujenilor. Se mai joacă la această oră Mediaș Galați, cu Gălățeni la Mediaș și Pitești Craiova, 39-30 pentru Pitești. Rusar. Acesta aruncare, mingea a căzut în afara terenului. Posesie pentru UBT. Darolis 21 de puncte, Chris Richard 15, principalii marcatori. Darolis are și 5 recuperări. Lanici și Marcovic de 4. Este minge pierdută. A fost trimisă de Patrick Richard în muchea de jos a panoului. Craina. Faultat de Jganeț. A patra de echipă pentru Cluj. Oradea are și a 4. Din acest moment formațiile în bonus. 2 minute și 16 secunde. Sfertul precedent era un bonus la jumătatea acelui sfert. Ratează, dar recuperează Craina. Lanivici lângă el. Excepțională pasa pentru coborârea lui Chris Richard, care scrie cupa nouă, 17 puncte. Chris Richard a depășit media din acest sezon. O echipă omogenă la capitolul marcatori, CSM CSU Oradea. Patrick Richard aruncă de 3 pic, recuperează Planinici. 14 secunde câștigate de pivotul croat. Richard Planinici. Senzațional, senzațional Planinici. Ce coș a putut să scrie, s-a învârtit acolo pentru a obține o poziție bună și a reușit să bage mingea în coș. 11 puncte Planinici, 5 recuperări. Barnett alunecă. Markovic, Cusar, final de atac, Cusar ratează contraatac Patrick Richard, îi fură mingea, Cusar neatent, Patrick Richard. Este out pentru Oradea. Și de la mare distanță este a șaptea triplă a Clujului. Diferență din nou din două cifre. Markovic fautat de Tarolis. Are două libere. Liberă, ratată de Orădeni.
acea recuperare a șasea minge prinsă de pivotul croat. Patrick Richard, o secundă, trage de pe picioare, dar Zorata Starolis, ultima acțiune a scărbului al treilea, 73-63, 10 puncte plus și șansă bună și să câștige această partidă imediat, sfertul al patrului. Sfertul al treilea, sfert câștigat de UBT, primul de marcate, apoi ordenii n-au reușit să scrie decât 18 puncte pe sfert, la 27, sfertul al doilea, 20 cel de-al treilea și are un avantaj important, 73-63 la intrarea în ultimele 10 puncte, are etape și derbiul campionatului. Poate cel mai puternic echipe de Liga Națională. Faza a doua a campionatului și a folosit victoriile până acum în FIBA Europe Cup și în campionat. Clujul are un succes în plus, cel din finala cupei. Ron Johnson, Richard la centrul terenului plus Starolis, Kalnichenko și Planinic pe parchet, așa începe Clujul sfertul decisiv. Watson, Valeica, Zekovic, Brusard și Barnett pe parchet pentru Ordeni. Barnett scapă mingea. Nicoloș scris de Kalnichenko cu înțelegerate. Barnett. Brusard. Paul Planinic. A treia greșeală personală. A ținut acolo pe Zekovic. A cerut fault ofensiv imediat, dar cu Planinic nu are cel mai plăcut stil de joc, dar este foarte eficient. Iată, excelent, reușit să oprească această fază cu o intercepție. Zorata Starolis, foarte atletic și spectaculos, jucător de poziția 3. Starolis îl surprinde pe Planinic, care scapă mingea. Atac oprit de Kalnichenko, fault la Barnett. Valeica, Zekovic de 3, ratează, recuperează, foarte bine Brusard, sub palou, de lângă, de lângă Patrick Richard. Aruncă de 3 Richard. Încerc să recupereze Ordenii. Prin Aaron Brusard, dat. Greșeală personală, Kalnichenko. Se duce Aaron Brusard, 9 puncte, 3 recuperări
pentru jucătorul american. Husar a luat titlul în Islanda și în Polonia. Au scăpat mingea clujenii, schimbat Tarolis. Ganeț. Patrick Richard în colț. La Ninici nu reușește să prindă, scapă mingea și acolo este Jordan Watson. Valabil dacă mingea intra. Faultul lui Planinic, al patrulea. Vine pe teren Uță. Achim și secunzii lui. Atează Barnet. A recuperat Kalnichenko. Uță. Kalnichenko. Pic. Abatere de pași a americanului. Numele trecut și pe spatele tricoului și pe față. A mișcat pivotul. Watson. Zekovic. Rusar. Și putea fi jucată de Orădeni. Au profitat Brusard. A prins pentru a șasea oră și a scris, are 13 puncte. Timeout Silvășan. S-au apropiat cei de la Oradea. Au înjumătățit practic. Of course, when you play head, close to the sideline. Go stronger, you have also the sideline. Now, hey, we need to be tougher. Rebound, we need to be tougher, we need to rebound. Hey. First defense. They go. Okay, go. Go. Yeah. Hey, we haven't ran C-Shake all game. C-Shake Caruso. Yeah, play C-Shake. Don't call it. Okay, set that back screen. Okay, and second one. Play C-Side strong for LJ. Hi. Mâine de la ora 18 pe Digi4 este Timișoara Sibiu, iar luni Dinamo Steaua. Steaua Dinamo este meci jucat acasă, este luni de la ora 19. Iar vinerea viitoare pe 13 martie Oradea Timișoara și Steaua Sibiu. Șase minute 40 din această partidă, timp suficient pentru Rădeni să obțină ceva din acest meci, ceva însemnând să ducă în prelungiri sau să câștige. A fost la minus 12. A recuperat din nou Brusar.
Watson. Șanse plane înapoi pe teren. Aruncă Barnett, ratează. Recuperează Keron Johnson, care îl învârte acolo pe Watson. Era foul Watson. Ganet, Puti, Planinic și Keron Johnson pe parchet pentru al negri. Bradea cu Zekovic, Baleica, Rusar, Watson și Sean Barnett. Puti de 3. Precis. Mingea Oradinilor, care se pot apropia la o posesie. Broussard, foarte bun în acest meci, Broussard. Unul care a reușit 25 de puncte. Victoria Oradea până în coș. Este omul care a scris un slam dunk senzațional în finalul partidei cu Bayreuth. Din nou, coș pentru Aaron Broussard. 15 puncte. 77-72. O jumătate de sfert din această partidă. Paul Baleica la Jganeț. Baleica 5-a este eliminat. 6 puncte, 2 recuperări pentru Baleica, 17 minute jucate. Keron Johnson. Deasupra nou pentru Planinic, se descurcă acolo Planinic. Ține faultul. Încercat să-i dea peste minge Christopher Richard. Dat peste mână, foul clar. Încă două libere. Planii care de 6 libere. Genia 80% la libere. 20 din 25 transformate. Procentajul. O bun Planinic. O posesiune în favoarea Cujenilor. Valutează acum Tarolis. A treia. Clujul este în penalizare. Faultul se transformă în două libere. Aaron Broussard. Șase libere din 16 ratate. De puncte Aaron Broussard. Keron Johnson. Tarolis îi pasează, excelent, și vine un master dunk, două mâini al lui LG Pink. Metru 96, 98 de kilograme are absolventul Universității Georgetown. Zekovic îl dărâmă
acolo pe pic, pe Keron Johnson. A patra greșeală personală. Da, era poziție corectă, poziție defensivă. L-a păcălit Keron Johnson pe Zekovic. Posesie importantă obținută de Clujeni. 4 minute rămase de joc în această partidă. Johnson, Lanini se luptă cu Zekovic, primește acum pivotul croat. Lanini, coș! Foarte multe ori imposibil de oprit regulamentar. Dar cu Lanini. Trage Chris Richards, îl scrie o triplă care face liniște în sală. El cu mâinile pe sus era Dușko Vujošević. Șeful corpului tehnic de la Clujeni, nemulțumit. S-a scos și primit. A recuperat Markovic. Watson. Costa 5 a reușită de la mare distanță a orădenilor. Zekovic. Obține faultul și le elimină pe Planinici. A jucat deștept Zekovic, l-a ridicat pe Planinici și a obținut faultul. Planinici păcălit. Eliminat. 14 puncte, 6 recuperări. Parolin și Jganeț sunt jucătorii de spațiu de 3 secunde. Scrie Zekovic. 7 puncte. Zekovic la limita eliminării. Jganeț în aceeași situație. Atent, Zekovic fructifică ambele libere. 82-78. Sfertul al treilea am avut doar 38 de puncte marcate. S-a mai păstrat ritmul bun din primele două. 63 de puncte pe sfertul, 45 de cel de-al treilea. Minge pierdută de pic. Oradea vine la o posesie dacă marchează la acest atac. Chris Richard, până în coș! Redin! Două puncte de la Chris Richard, care îl determină pe Simpășan să ceară timp de odihnă. N-a putut să-l focheze Carolis. Chris Richard, 22 de puncte. Hey, look, we play small. Pe Carolis. Everything, but they go in low post. With four, with five, no baseline crap. But on a dribble, but be very aggressive. Be very aggressive and pushing baseline. No bullet passes. Here, go with them, four and five. Offense, they see shake, now we're back. They see shake, and this back, five. Rusu, LJ, okay? One. No, Rusu like this, Rusu go, okay? But this will be the situation, back inside the back. Ball screen, back screen, go. Clear? Yeah. Okay, look. Second one, same thing, but you don't set the, you just go corner. How he cross? Okay, you go ball screen and attack. Focus, focus! Și 2-80, revenire spectaculoasă a orădenilor, care au recuperat 10 puncte din cele 12 deficit. Intercepție
la o pasă aiurea dată de Keron Johnson. Markovic a reușit să prindă mingea. Este a șaptea intercepție a orădenilor. Pătrund de Jordan Watson, scoate înapoi Richard, 4 secunde de atac. Richard trage de 3, ratează, recuperează. Broussard, coș cu faul. Daron Broussard. Și iată, Oradea poate ajunge la conducere dacă transformă această aruncare liberă. Chris Richard, cel mai bun marcator al partidei, dar Broussard, cel mai important jucător pentru Oradea, îi aduce acum pe campion în avantaj cu acest 3-point play. Aaron Broussard, 19 puncte, 7 recuperări. Minut și jumătate, Parolis. Reprimește Tarolis, Tarolis finalizează din pasa nemaipomenită a lui Patrick Richard. Chris Richard a intervenit, i-a oferit această aruncare liberă. Fiind de odihnă în BT Arena, cele două echipe umăr la umăr în acest final de partidă. Jackie, Nicola, you are not like a Vincenzo. Look, Jordan. So we play this. Which Nicola pick? Who guards you? Who guards you? And you guard? And you are guarded by Richard? No, he's by. So Aaron is by Richard. We even play better, even better. Look, Jordan, you have the ball. We have Aaron, Zeka, out down, Nicola, you play pick. If they switch, you go inside against Richard. Even against Kalnicek. You understand? If they switch. If, no, you also you can attack pick. Okay. Parolis cu aruncare suplimentară, 84-83. Coș, 24 de puncte, dacă ați Parolis, 5 recuperări. Deci care poate fi decis, la o posesie. Chris Richard, Cusar, Zekovic, poate Markovic, de Markovic, pasă pentru Zekovic, faul coș! A treia acțiune consecutivă în meci cu faul coș. Broussard, Tarolis și acum Zekovic. Faultul lui Mic. 85 egal. Zekovic, 10 puncte. Zekovic. Oradea în avantaj și în apărare. Keron Johnson, Patrick Richard, Big, aproape să scape mingea. Trei americani plus Donatan Starolis și Kalnicenko. Aruncare de 3, forțată, ratată. Fault Keron Johnson. A patra și la libere Nicola Markovic. Clujul joacă fără pivot și asta se simte. Oradea îl are acolo pe Dragan Zekovic, ajutat de
Markovic, 2 metri 8 cm. Are două puncte în plus și se poate duce acum 3. Da. 3 puncte. Jaron Jones. Jaron Johnson. Palicenko reprimește Jaron Johnson, care pătrunde, încearcă să arunce, dar acolo e Markovic. Și să vedem, e decizie 1 la 1, nu s-au hotărât arbitrii cui să dea mingea, dau 1 la 1, să vedem a cui e posesia. Este a orădenilor. Rusar, trecoară mingea pentru Jordan Watson, mai departe. Richard, liber, ratează tripla. Markovic la recuperare, nu poate prinde, face pic. Pic, piruetă, gol și extraordinar, extraordinar, pic. Înscrie Coș după ce este faul, dar ce greșeală comit orădenii. Au avut finalul de meci în mână. S-a privit Chris Richard cu acea aruncare și le-a mai dat o șansă clujenilor, care pot egala acum. Puteau să țină atacul până la final. Eugenie probabil ar fi faultat. Zece secunde. Daryl Leon Big, eroul partidei cu Bayreuth, omul care a adus victoria, are acum o aruncare liberă. Jaron Johnson înlocuit de Jganeț. Dacă Oradea învinge, reușește un record în istoria clubului, 15 victorii consecutive în campionat. Aruncă, ratează, recuperează Pic! E Coș pentru Cluj, care conduce de gricolată în defensiva orădenilor. Două faze consecutive fructificate la maxim de Pic. Nici dacă ar fi vrut, nu ar fi ieșit așa, să rateze libera, să recupereze și să-l scrie două puncte. 4-point play pentru excelentul jucător de final de meci, Daryl Leon Pick, timeout al orădenilor. Jordan, you have the ball. Aaron, you are here. Nicola, you are here. Să vedem dacă vor fi în stare să înscrie din acțiune. Cu coș din acțiune înseamnă victorie pentru Oradea. If it's not possible, Zeko, go inside. Mai pomenit Daryl Pick. After that, Nicola, you stay here, Jordan, you go in this corner. You! Do hand off with Zeka. Chris is here. Zeka, pop! You! Attack penetration like stop it strong! Hey, hey, Nicola, 89-88. Câteva secunde rămase de joc. Clujul a întors absolut incredibil. Oradea are la dispoziție 7 secunde și 30 pentru a marca. Watson, Zekovic, Brusard, în colț, aruncare, Chris Richard, ratează, luptă la recuperare și e final de partidă, cred. E decizie 1 la 1, s-a încheiat, Clujul câștigă,
in extremis, 89-88, și oprește seria victorioasă a orădenilor grație unui fenomenal LJ Pick. Asta a fost partida UBT CSM Oradea, 89-88, victorie importantă pentru câștigătoarea cupei. Suntem în Hoțulongin, seară bună tuturor, urmează duelul din Germania, duelul borusilor, la revedere!